Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video de știri. În sfârșit, oameni buni, acest tip de videouri vor sosi în fiecare sâmbătă de la ora 2, unde voi încerca să acopăr toate știrile din săptămâna respectivă și în caz de cumva nu vor fi de ajuns de multe știri de gaming, mă voi întinde puțin poate și în zona de tech sau în zona de anime-uri sau filme, pentru că știu că astea sunt subiectele principale ce vă interesează pe voi, cei care mă urmăriți pe mine, și consider că este un filler destul de bun atunci când poate nu avem îndeajuns de mult content în zona de gaming. Așa că hai să nu mai pierd timpul, dați și voi un like și să trecem la prima noastră știre. Probabil că țineți minte că ultima dată am vorbit despre acea prezentare numită State of Unreal, unde cei de la Epic Games au vorbit despre Unreal Engine 5 și au arătat ce au mai adus nou, l-au lansat disponibil pentru toată lumea să fie folosit să creeze jocuri, dar pe lângă asta au avut parte și de niște anunțuri destul de interesante. Pe lângă toate firmele care au spus că vor folosi Unreal Engine 5 în jocurile lor, acum avem și confirmarea unui nou joc dintr-o serie pe care noi am acoperit-o pe acest canal. Și anume vorbim despre Lara Croft Tomb Raider. Această serie este destul de populară, știți foarte bine că am acoperit jocurile moderne pe canalul nostru. Canalul meu, nostru, că nu l-am făcut împreună, ok? Sau bine, l-am făcut împreună? Practic l-am făcut împreună, dar eu l-am creat, ok? E acolo, un mic de adevăr, dacă e să un felul acesta. Dar lăsând prostiile astea deoparte, cei la Crystal Dynamics au confirmat faptul că lucrează la un nou Tomb Raider și că acesta va fi pe Unreal Engine 5. Pe lângă Tomb Raider, avem și un nou joc The Witcher. Această știre este puțin mai veche, dar nu cred că am abordat în ultimul video. Cei de la CD Projekt Red au confirmat că lucrează la un nou The Witcher. O fi o aventură complet diferită, nu cred că va fi cu Geralt, dar va fi destul de mișto și va folosi Unreal Engine 5. Ceea ce este destul de tare și sunt foarte, foarte curios să văd ce produs vom avea la final folosind acest motor grafic absolut demențial, pentru că dacă o să urmăriți videourile de la această prezentare o să fiți uimiți cât de bine arată, mai ales că avem și aici așa sus un cinematic demo de la cei care au creat Gears of War, de la cei de la Coalition. Știți foarte bine că noi am făcut Gears of War în trecut pe canal și jocul arată bine în stadiul în care e acum, Unreal Engine 4, dar când o să treacă pe Unreal Engine 5, cred că o să arate absolut demențial de bine. Dar pentru că tot vorbim de chestii care să arate demențial de bine și pentru că tot ne plac jocurile vechi și tot am vorbit de o serie pe care mi-aș fi dorit ce drept să fie acoperit pe canal de întregul, dar am făcut numai al treilea joc din serie, și anume vorbim despre seria Mad Max. Dar mai buni, știu, acum probabil că între voi sunteți confuz. Stai, de ce vorbim de Mad Max? E bine, acest joc a fost inițial creat de către cei de la Remedy, cei care au făcut și Alan Wake, dar după aia a fost preluat de către Rockstar și a apărut Max Payne 3. Ei bine, au confirmat oamenii de la Remedy plus Rockstar că se lucrează la un Max Payne 1 și 2 remake făcut în parteneriat între cele două firme și o să fie destul de interesant pentru că am auzit o tonă de lucruri bune despre Max Payne 1 și 2 și sunt tare curios să văd cum o să iasă acest remake. Iar pentru că tot am vorbit de remake-uri și jocuri clasice aduse în zilele moderne, mai avem un joc clasic, dar asta s-ar putea să fie mai de boomer așa, nici chiar de mine, dar poate ceva mai de boomer ca mine, dacă e sunt în felul acesta, și anume vorbim despre un nou joc intitulat Return to Monkey Island. Este un joc clasic din ce știu, este un point and click cu o poveste destul de simpatică, realizat de către cei de la Devolver și Lucasfilm Games, cei care s-au ocupat în trecut de jocurile Lego Star Wars și de, mi se pare, cred că s-au ocupat și de Force Unleashed, dar s-ar putea să greșesc aici. Dacă greșesc, corectați-mă, accept orice critică în legătură cu treaba asta. Știu că și mai devreme probabil a și sughițat puțin video. Sper să nu se fi sughițat audio, pentru că audio e mai important decât neapărat video aici. Acesta este un joc clasic, care am înțeles că primește o continuare sau poate un remake. Nu e specificat 100% clar, dar mă bucur pentru fanii acestei serii că primesc puțină dragoste și primesc o continuare pentru jocul lor îndrăgit. Ceea ce este destul de fainus, dacă să o întreabă pe mine. Chiar și eu mi-aș dori niște continuări la diverse jocuri, dar uite că nu le primim de acum. Aia, ce poți să și faci. Dacă cumva ați mai continuat să vă jucați Halo Infinite
free-to-play, știți foarte bine că Halo Infinite are modul de multiplayer gratis și vă puteți juca, mai ales că ești cu sezoane, cu battle pass-uri și e destul de distractiv. E bine, Halo Infinite tocmai a anunțat că vine și cu sezonul al doilea intitulat Lone Wolves, care are hărți noi, evident, battle pass nou, evenimente noi și moduri noi de joc. Halo Infinite este un joc destul de distractiv, foarte, foarte fast pace și destul de competitiv dacă sunteți pasionați de acest tip de jocuri. În mare parte este un shooter competitiv, un clasic aș putea să-l numim așa, pentru că știu că la noi în țară shooterle, special cu tematică competitivă, sunt foarte căutate și jucate. Nu știu acum câți oameni încă se mai joacă Halo Infinite, știu că a avut un mare flop după lansarea free-to-play și după aia n-am mai auzit de el de ceva vreme și acum dintr-o dată văd că au anunțat acest sezon 2. Bine, a sosit și ce drept și cum îi spune serialul. A sosit și serialul ăla. Ăla nu l-am văzut încă, dar am auzit că părerele sunt relativ destul de tare împărțite, așa că da, nu știu ce să zic. Și pentru că am spus că o să vreau să discutăm și despre alte lucruri, nu neapărat de jocuri, aici cumva acel două lucruri se combină, adică jocurile și celălalt subiect și anume animeurile. Aparent pentru fanii mei din Abyss avem un joc care a fost tocmai anunțat. Din câte am sens, animeul este foarte mișto, dar este și foarte brutal, așa că pregătiți-vă emoțional dacă vreți să-l urmăriți. Deci am văzut aici, văd că avem un joc cu Made in Abyss, realizat de către autorul acestei serii și arată destul de drăguț. Din păcate nu prea mă coafează pe mine așa tare, ce obțin din cauza că n-am urmărit nici Made in Abyss și nu știu care este ideea, dar cum am spus, este foarte brutal și destul de, da, cred că ați înțeles, destul de explicit în anumite chestii, așa că nu știu ce să zic exact de el, dar hei, aveți un joc, fanilor de Made in Abyss, nu știu, bucurați-vă, știi? Din cauza că m-am uitat la imaginarea voastră așa puțin blocat. Ce poți să și faci. Aia, pentru că tot vorbim de jocuri neașteptate, dacă e sunul în felul acesta, avem și niște leak-uri neașteptate. În caz de credeți că nu o să ajungă la niște lucruri destul de ciudate, e bine, pe lângă faptul că cei de la Riot Games au scos League of Legends pe mobile, acum o să avem și, pregătiți-vă, Valorant pe mobile. Aparent au apărut diverse poze pe internet și ne arată puțin cum ar arăta Valorant pe mobile. E bine, asta e destul de aglomerat pentru gustul meu. Dacă e să o întrebați pe mine, asta este o țintă foarte aglomerată, este o interfață, pardon, foarte aglomerată și nu știu cât de ușor e să folosești chestia asta, dacă e să o întrebi pe mine, dar văd că pare destul de legit, adică e UI-ul asemănător cu cel de la Wild Rift, dacă e să mă întrebi pe mine, și mai ales că mai e încă o poză ce ne arată eroul, cred că asta este Sova, ne arată care este treaba și cu Heroes pe aici. Văd că au dat și blur la cei care participă în acest beta. E destul de insane să te gândești că există un joc asemănător cu Counter-Strike, dar pe mobil. Sincer, mie mi-e foarte greu unde mi-e foarte greu să cred că există un joc unde țintitul este cel mai important lucru și îl trântești pe mobile, unde controlele mie personal mi se par extrem de obositoare. Acum nu știu, poate-s doar eu, știi? Dați-mă judecată-s dacă-s doar eu. Și pentru că ne plac jocurile pe mobile foarte tare, extrem de tare, puteți simți extazul de pe fața mea. Da, aparent și cei de la Ubisoft s-au gândit să mai scoată un joc în această perioadă, și anume Rainbow Six Mobile. E bine, asta e destul de interesant, nu știu exact cum o să funcționeze și aici vorbim totuși de un joc unde țintitul este extrem de prețios și important, dar aparent, oamenii chiar au reușit să scoată jocul pe mobil și sunt tare curios să văd cum acest joc va duce mai departe în lumea asta de gaming. Cum am spus, jocurile de mobile devin din ce în ce mai nebunatice pe an ce trece și mai ales că foarte mulți oameni acum când se uită la anumite jocuri zic, mamă, jocul ăla zici că e de mobil, dar în mintea mea și probabil la multora, jocurile de mobil sunt literalmente Candy Crush, dar
evităm să ne uităm puțin peste ce se lansează și refuzăm să credem că există niște jocuri de mobile care arată absolut insane. Eu chiar recent am, cred că, descărcat Black Desert Online pe mobil și când am intrat, el am refuzat să cred că jocul ăla rulează pe mobil. Deci se poate întâmpla să ai niște jocuri destul de complexe care să arate super bine de nivelul jocurilor pe PC și să te trezești după că e pe mobil. De-aia poate mulți oameni zic, oh, pe jocul ăsta arată ca de mobil. Da, păi, ce să zici? Sunt jocuri de PC ajunse pe mobil până la urmă. Dar pentru că tot ne place să vorbim de Ubisoft aici și de ideile lor geniale, aparent va exista un nou Ghost Recon. Evident, mereu vom avea un nou Ghost Recon, mereu vom trage de toate asset-urile noastre. Nu știu, încă aștept să vină Ubisoft cu niște chestii noi, gen jocuri noi, complet noi, nu bazate pe franciza XYZ, dar aparent va exista un nou Ghost Recon și distracția lor cu NFT-uri nu se termină aici. Cu toate că nu prea au avut cine știe ce vânzări conform site-urilor de monitorizare ale trade-urilor de NFT-uri, în special al site-ului de la Ubisoft Quartz, aparent a oprit acest, să zicem, nu știu, această vânzare sau acest sistem, acest eveniment de vânzare a NFT-urilor din Ghost Recon Breakpoint, care e un joc absolut groaznic, asta nu contează, aparent a oprit acest proiect momentan aici, dar au spus că ăsta este doar începutul și de acum se vor gândi la alte jocuri ce să folosească NFT-uri pe viitor și desigur să le folosească cumva mai ok, dar cred că mai întâi ar trebui să înceapă să facă jocuri mai bune și după aia să scoate NFT-uri pentru acele jocuri. Nu știu dacă e ok să te arunci pe un val de ăsta de a încerca să scoți niște bani. Și pentru că tot ne place să vorbim de chestia asta cu crypto, cu NFT-uri și prostii, aparent cei de la Epic Games și Lego au spus că e o idee bună să înceapă să creeze un metavers destul de în siguranță pentru copii. Nu cred că îi oprește pe oamenii dubioși să intre acolo. Adică, nu știu, cum verifici că intră doar copii aici? Deci, asta cred că ar fi destul de greu de monitorizat. Plus că e ciudat. Pentru mine conceptul ăsta de metavers e asemănător cu Second Life 2. De ce vrei să dai un joc de genul ăsta pentru copii? Copiii vor chestii să împuște și să se distreze. De-aia joacă Fortnite sau Roblox și alte prostioare de genul ăsta. Dar un metavers, ca să ce, să creeze chestii ca apoi să le ceară părinților vreo 5 crypto coin-uri de alea să își facă, nu știu, vreun pod special sau vreo mașină specială în joc. I don't know, nu știu. E dubios, dar hei, e proiectul lor, sunt banii lor, nu sunt banii mei, n-are rost să mă plâng de chestii genul ăsta. Adică, I don't know, dude. Unii oameni vin cu niște proiecte destul de interesante și nu mai le înțeleg, dacă să luăm așa. Dar înainte să încheiem acest video, mai avem o singură chestie de discutat, pentru că ne-am luat puțin de Ubisoft. Aparent, mai avem o știre legată, tot ce vine așa, tot așa cu hinturi către Ubisoft, și anume, vorbim despre următorul Assassin's Creed, care ultima dată când am discutat despre Assassin's Creed-uri era că vine unul care se chema Infinity sau Infinite sau nu știu cum, dar aparent acum cred că se va numi Rift. Și cred că se va baza pe prietenul nostru Basim, care mie personal nu prea îmi place de el, mi-a plăcut la început, dar după aia a devenit super lame, din cauza întregii idei de reîncarnări nebunii și toate alea, pe care au abordat-o, spoilere, scuze, dar înțelegeți voi la ce mă refer aici, e ciudat, apreciez faptul că măcar se duce într-o eră în care ar putea să existe Assassin și chiar să ai combat de Assassin's Creed și designul și stealth-ul și toate alea, dar cred că ar trebui să hotărască odată cu niște nume mai ok și poate, I don't know, să pun o leacă ordine în povestea aia, că e tare peste tot. Dar mai bun, cam asta ar fi tot prin acest video de știri. Sper că v-a plăcut, sper că v-a fost de folos și că ați aflat câteva chestii noi. Nu uitați să dați și voi un like acolo și jos, dacă cumva aveți niște feedback de oferit legat de acest video sau de acest tip de video în general. Puteți să lăsați comentarii, eu o să încerc pe cât de mult posibil să repar lucrurile nașpa la acest tip de video. Știu că nu e un
un buletin de știri tocmai bine realizat sau nu e tocmai bine editat sau bine, nu e editat chiar deloc pentru că sunt eu foarte puteros, dar este partea a doua, dar încerc pe cât de mult posibil să acopăr lucrurile interesante pentru voi și să vă aduc la curent cu tot ce mai este nou în lumea de gaming. Așa că apreciez un sincer like și aia cam aia e. Așa că mai bun, sper că v-a plăcut și ne auzim data viitoare. Pa, pa!